Bună seara, dragilor, și iată-ne la treabă. Să știți că vreau să vă zic, și eu am căutat de acasă și mi-a mai spus și un prieten că nu vă vedeți pe blog. Acum mai se lucrează undeva. Este o perioadă. Vor să facă, așa că eu am înțeles, o să se vadă și pe tabletă și pe telefon. Și lucrează în soft. De ăștia la Brașov. Da, da. Să zicem, tema pentru acasă. Da. Clasa A 11. Bun. Primul exercițiu. Da. Determinați A aparținând lui R. Determinați A aparținând lui R. Pentru care determinant din X minus 1 pe primul rând. Determinant X minus 1. 2 A. Apoi următoarea linie 1, x și minus 2. Da. 3, 1, 1. Asta e egal cu 0. Nu are soluții egale. Așa? Nu? Reale, pardon. Are soluții reale. Reale. Determinanța A aparține lui R, pentru care această ecuație, care determinanța A, hai să spuneți, determinați determinanța da. Pentru care ecuația. Da. Da? Ecuația scrie ecuație. Da, da, da. Ecuația nu are soluții. Soluții reale. Deci determinanța pentru care ecuația nu are soluții reale. Da. Cum propui? Păi, se dezvoltă determinanța asta de. Cum îl propui să-l dezvoltăm? Păi... Când ce? Regula lui? Da, regula triunghiului. Regula triunghiului, da? Foarte repede. Mai deci, zic direct aici cu diagonala, nu? X pătrat minus X. Așa. X pătrat minus X. X plus A. Plus A. Minus 2, 3, 2 de 4, 3, 12. Minus 12, minus 12, da. Da. Așa, minus 3xa. Minus 3xa. Plus 2x. Plus. Era minus 2 pe lângă x minus 1. Deci plus 2 pe lângă 2x plus 2x minus 2. Da. Plus 2x minus 2. 2. Minus 2. Minus 2. Echivalent. Echivalent cu x pătrat minus x cu 2x va rămâne plus x. Deci plus x, da. Minus 3 x a plus a. Eu zic lăsăm minus 3 x a. Minus 3 x a și a simplu pe de aici. Da. Deci aici minus x cu 2 x. Da. X. Da. Și minus 3 x a. Hai să dăm pe x în factor. Deci x pe lângă 1 minus 3a. Pe lângă 1 minus 3a. Nu-i bine? Ba da, ba da. Așa. Mai departe. Plus a. Plus a. Așa. Și minus 2, minus 12. Minus 16. Minus 4 minus 16 egal cu 0. 0. Când o ecuație de gradul 2 nu are rădăcini reale? Păi... Deci nu are... Nu are rădăcini reale, dacă și numai dacă, când rezolvăm ecuația de gradul 2 acolo, deci x minus 2 egal cu minus b plus minus radical din delta. A, dacă delta este negativ. Sigur că da. Că și... Nu poți să extragi atunci când delta e negativ, deși apare i-ul. Da, da. Sunt complexe, nu sunt reale. Deci dacă și numai dacă, delta este negativ, echivalentul. În cazul nostru. Delta egal cu b pătrat minus 4ac. Adică? 1 minus 3a la pătrat. 1 minus 3a. Totul la pătrat. Minus 4 pe lângă a minus 6. 4 dg. Pe lângă? A minus 16 ori x pătrat. Ori? X pătrat. A, nu, ori 1. Ce faci, mă? 4 minus... 4 pe lângă a minus 16. 16 ori 1. 1. Mai mic ca 0, da? Da. Echivalent. 1 minus
1 minus... Nu, 3 ori de 6. Mai tu profiți de obosit. Plus 9a pătrat. Da. Minus 4a plus... 64. Plus 64. Și atunci... E mica zero, da? Da, 9a pătrat. Mare, minus 10a... 9a pătrat. Minus 10a plus 65. 10a plus 65. Mai mica de la. Da. Rezolvăm ecuația atașată. Da. 9a pătrat minus 10a. 65 egal 0. A1, 2. Egal cu 5 plus sau minus radical din 25. Am luat-o pe jumătate, da? Da. Minus AC. Minus 3. AC, 9 ori 65. 9 ori 65. 9 5, 45, 5, 4, 9, 6, 54 și cu 4, 58. Deci, nu, da, de... a 1, 2 nu aparțin, a 1, 2 nu aparțin numerelor reale. Nu-ți găsești o decină reale. Da? Deci se vede că delta pentru obținerea lua se numere... Delta e negativ. Și atunci nu. Și mai când facem tabelul de variație semnului de trecem, ia să vedem cum o facem. Zicem A de la minus infinit la plus infinit și valorile acelea trebuie să le trec aici în tabelul de variație semnului. Da. Ce valori am? Ceva cu minus. Ceva cu minus. I, da. Cu I. I. Da? Da. Le pot trece pe axa reală dacă numere complexe? Nu. Nu le pot trece. Că am partea imaginară. Ori numerele complexe în partea imaginară se trec în plan. Nu le putem pune pe dreapta. Nu putem avea o ordine. Așadar, peste tot vom pune, cum se pune acolo, trecem semnul lui A și în afară semnul contrar lui A. Și în afară semnul lui A. Altfel spus, dacă dau lui A orice valoare, aici voi avea numai numere pozitive. Deci, aici voi pune pentru 9a pătrat minus 10a plus 65, voi pune mai semnul plus, 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 peste tot. Cum trebuia să fie 9a pătrat minus 10a plus 65? Mai mic decât 0. Unde vezi tu mai mic? Deci, rezultă a aparține mulțimii. Bine. Deci, delta mai mic ca 0, că ăsta e delta. Da. Delta mai mic ca 0, echivalent cu A aparține mulțimii bine. Da, deci în felul ăsta am răspuns că A aparține mulțimii bine. În concluzie, nu avem nicio valoare lui A. Răspunsul la această, la întrebarea ta asta ar fi, la exercițiul ăsta. Care sunt valorile lui el pentru care suntem, nu avem soluțiile reale? Răspunsul A aparține mulțimii bine. Hai să mai vedem o dată să nu fi greșit. Deci obținerea ecuației este importantă. Da. Și am zis x pătrat minus x plus a 1 ori a, da? Minus 12, da. Minus 3xa, minus 2, este un minus 2, și iarăși minus 2, și aici Plus 2x minus 2. Avem. Da. Și am zis x pătrat pe unul singur. Minus x cu, minus 3a. Cu 2x face un x. Da. Și cu minus 3x am dat pe x în factor și am zis x pe lângă 1 minus 3a. Bine. Și minus 2 minus 2, deci a-ul rămas. Da. Minus 12 minus 4 minus 16. Da? Și avem delta negativ, dar cine este delta? B pătrat, adică minus 3a la pătrat, minus 4a, 4 ori 1, orice. Da. A minus 16, da? Și aici înseamnă 1 minus 6a plus 9a pătrat, minus 4a, plus 64 mai mic ca 0. Adică 9a pătrat, minus
10 ani plus 65, mai mic ca 0. Și rezolvarea inecuației de grad 2, constatăm că nu avem rădăcini reale și rădăcini subcomplexe, nu avem ce trece, când să stabilim semnul, pune peste tot plus, orice valoare dă lui ea, tot timpul aici obține un număr pozitiv. Și întrebarea, unde acest delta este negativ? Nicăieri. Deci există vreuna care să fie adevărat? Nu. A, aparține mulțime din. Corect. Vedem altceva. Nu scrieți sinteza la... Apropo de ce am zis. Auzit. Da. Hai să vedem care au fost lucrurile importante aici. Dezvoltarea determinantului. Da. Notează-ți tu. Dezvoltarea determinantului. De ordin 3. Da. Apoi rezolvarea inecuației. Da. Deci ce a fost determinat de ordin 3? Echivalent cu ecuații de gradul 2. Da? Echivalent cu ecuații de gradul 2. Ce are coeficienții dependenți de un parametru. În funcție de un parametru. Da. Cu coeficienți în funcție de un parametru A. A treia chestiune. A doua chestiune. Da. 2. Când o ecuație de gradul 2 nu are rădăcini reale. Asta trebuie să înțeleg. Da? Când o ecuație de gradul 2 nu are rădăcini reale, echivalent delta negativ. Așa. Și a treia chestiune, rezolvarea unei inecuații de gradul 2. Rezolvarea unei inecuații de gradul 2. Adică să faci un tabelul de variație a semnului. Da. Rezolvarea inecuației de gradul 2, echivalent, tabelul de variație a semnului, funcție atașate. Că la urma noi trebuia să gândim funcția f de x, f de a. F de a egală cu cine? Cu 9a pătrat, minus 10a plus 65. Asta facem noi, de fapt, la urma urmei. Și vedem care sunt valorile lui A pentru care să se întâmple ca Y-ii care apar să fie numere negative. Numere negative. Și constatăm că nu, nicăieri. Numai numere pozitive. Da? Deci rezolvarea în ecuație grad 2. Corect. Cam astea au fost, da? Mergem mai departe. Determinantul alfa este un determinant de grad 4. Așa. Este egal cu 1 minus 1, 3, 1. Da. 0, 1, 2, 1. 1, 1, 3, 4. 1, 1, 3, 4. Și 0, minus 1, 2 și 2. 1, minus 1, 2, 2, da. Da. Rezolvați x pătrat egal cu alfa în mulțimea numerelor complexe. Alfa este numărul ăsta. Alfa este. Numărul ăsta, așa, da? Și să rezolvăm ecuația, x. Rezolvați ecuația x pătrat egal cu alfa. În ce? Cu x aparține lui ce? X aparține mulțimilor complexe, nu? Mulțimilor numerelor complexe. Bun. Cum propui? Păi ar trebui cumva mai întâi să facem... Nu. Am putea să dezvoltăm după anumite linii. Da. După linia a doua, pentru că avem un 0. Sau după ultima. Sau după coloana a întâi. Mai tare, după coloana a întâi. Da. E mult mai deșteaptă ideea, că ai deja două zerouri. Da. Dar dacă ai avea trei zerouri, ai fi și mai fericită. Nu, că atunci ar face imediat determinantul ăsta. De aceea, hai să ne gândim la o idee încât să spunem aici, să nu ai pe 1, ci să ai 0. Înmulțim a doua coloană cu minus 1. Păi dacă înmulțim pe asta cu minus 1 și o adun aici? Nu, a doua coloană. Păi... Asta care are 0, n-ai treabă cu ea. Coloană, nu? Așa. Deci a doua coloană cu minus 1 și o adun aici, da? Da, da. Dar strici pe asta. Da, da. Atenție, tu ce vrei să faci? Hai să ne hotărâm. Tu vrei să ai zerouri pe coloana asta, da? Da. Să ai trei zerouri, vrei, îți propun. Da. Uite care e ideea.
Promește-mă. Privi cu atenție elementele de pe această coloană. Și căutăm divizorul tuturor. Divizor ce înseamnă? Acela care se le împarte pe toate. Unul are unul. Unul îl împarte pe toate. Ei, divizorul, ori el ăsta îl luăm, ori pe ăsta îl luăm. Hai să ne hotărâm să luăm pe ăsta divizorul. Care va fi pivot. Da? Pivotul se află pe linia întâi. Linia pivotului este linie de lucru. Linie de lucru. Da, linia pivotului este linie de lucru. Ea se mulțește cu diverse valori și se adună la celelalte linii, celelalte trei linii, cu gândul să obținem zerouri peste tot. Dar tu cum ai zero, nu mai te interesează asta. Da, linia asta. Deci numai la linia a treia umbli. De aceea, toate linia asta o mulțești cu minus 1, să zic. Că minus 1 ori 1 face minus 1. Și o adun la linia a treia. Pentru că avem o proprietate. Prin înmulțirea unei linii cu un număr și adunatul la linii... Valoarea determinată nu se schimbă. Și știind această chestie, deci observ, facem o treabă ordonată. Că dacă faci, cum să spun, alandal așa, unde este deja zero, îl strici. Cu gândul să faci acolo zero. Dacă nu este treaba ordonată, n-ai făcut nimic. De aceea, iată-ne că procedăm așa. Linia pivotului se copie, pur și simplu. Linia pivotului se copie, egal cum. 1, minus 1, 3, 1. A doua linie... Bine schimbată și eu. N-am treabă cu ea. 0, 1, 2, 1. Ia vezi dacă am dat drumul la camera, da? Da? 0, 1, 2, 1. Și toate mulțite cu minus 1 și a doua la asta. Adică 0, 1 și 1, 2. Minus 3 și cu 3, 3 0. Și minus 1 și cu 4, 3. Și cealaltă care are 0? Cu copii. 0, minus 1, 2, 2. Și acum termina și coloana pivotului. N-a de o să mai scriu 0 oriceva, 0 oriceva, da? Și egal mai departe cu 1. Ori minus 1 la puterea 1. Ori minus 1 la puterea linie și coloană 1 plus 1. Înmulțim cu minorul. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 0, 3, minus 1, 2, 2, minus 1, 2, 2. Minus 1 la a doua va da 1, ori 1, 1, și avem 0, 2, 2, 4, sănătate. Vreau să fac așa. În continuare mă ocup să obțin 0. Nu mi-e atât de mult îmi place chestia asta. E bine așa. Eu am motive. Da. Uite, ce fac? Fică am un zero aici. Îmi propun pe coloana asta să obțin zero. Privesc cu atenție la elementele acestei coloane și văd că 2 este divizorul tuturor. Adică pot să iau pe asta bunoară pivot, în cadrez. Și linia pivotului este linie de lucru. Ea se scrie pe poziția pe care se află pe a treia. Minus 1, 2, 2. Neapărat pe poziția aceea. Da. Minus 1, că dacă schimb două linii sau două coloane între ele, se schimbă semnul determinat. Da. Minus 1, 2, 2. Apoi am deja 0 copii. 2, 0, 3. Cam de 0. Și am înțeles cu minus 1. Cu minus 1, pur și simplu și adun sus. Da. 1 și 1, 2. 2. 0 și minus 2 și 1 minus 1 egal cu tăiem linia și coloana pivotului pe 2 da. Și egal mai departe cu minus 1 la a doua face aici am și uitat să pun da, plus da, da, pun pivotul 2 ori minus 1 la puterea linii și coloană linii și coloană, adică linia a treia, coloana a doua,
2 plus 3, nu? Da. Ori minorul. După tăiere, după ce am tăiat, ori minorul. 2 minus 1, 2, 3. Care e egal mai departe cu 2, pe lângă. E minus 2, practic. De ce e cauza minus 2? Pentru că e minus 2 cu 3, da? Da, minus 1. Înmulțit cu 2 ori 3, 6. Plus 2. Eu am întrebare. De ce nu se putea calcula ca următor determinant al urma? Adică ați luat 2 ori minus 1 la 2 plus 3 și nu se putea face direct 2 determinant din 2 minus 1, 2, 3. Determinant din? Determinant din ce a rămas acolo, minorul ăla. 1, 2... Jos, ultimul. Așa, de ce nu... Cum zic? Adică, uitați, de ce aici am mai trebuit să mai luat neapărat la 2 ori minus 1 la 2 plus 3? Putem zic deodată minus 2 sau ce? Nu, sau nu știu, n-am înțeles de ce nu putem să luăm doar asta. Pentru că a rămas aici. Păi, stai o secundă. Influențează elementul după care dezvolt. Da? Deci 2-ul ăsta se află pe linia a doua, coloana a treia și influențează de ce e cu minus sau e cu plus. Da, da. Depinde pe ce poziție. De ce țin tot, da? Și când ne-am tăiat linia și coloana sa, mi-a rămas minorul. 2 da. Minus 1, 2, 3. Care e de ordine 2. 6 și cu 2 face 8, ori minus 2, minus 16. Și apare, ecuația care apare este x pătrat egal cu minus 16, de acord? Da. X pătrat egal cu minus 16 înseamnă x1, 2 egal cu plus minus 4i. X1, 2 egal cu plus minus 4i. Da? X1, 2 egal cu plus minus 4i. Și asta m-a arătat că sunt văzut și în complex. X rezultă X1, 2 nu aparține lui el. X1, 2 nu aparține lui el. Ce ar merita de reținut de la X1, 2? Cum se fac erori? Dezvoltarea unui determinant de ordin superior. Asta, nu? Dezvoltarea unui... Lăsa scriu eu. Da? Da, scriu. Dezvoltarea unui determinant de ordin superior. După o linie sau o coroană. După o linie sau o coroană. 2. Obținerea de zerouri pe linia respectiv, coroana respectivă. Deci pe linia, în paranteză, coroana respectivă. Deci opțiunea de zero ori pe linia coloana respectivă, cu excepția unui singur element. Că dacă toate ar fi zero ori, toate ar fi de sus până jos zero ori, înseamnă că valoarea determinantului e zero. Da. Că un determinant, așa? Cum obținem zero? Pe baza proprietăților la determinanți. Că de ce amulțim cu un număr, amulțim la alte linii, fără ca valoarea determinantului să se schimbe. Da? Deci asta e povestea. Cam astea două lucruri. 3. Hai să vedem ce mai propui. Este un determinant de ordin 5. Determinant de ordin 5, da? Da. Să vedem. Pe prima linie avem doar 1. Deci îmi propui determinantul. Unu, 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 doi, patru, cinci. Așa, apoi unu, doi, trei. X și minus unu. X și acolo. Minus unu. Apoi unu, patru, nouă. X pătrat minus unu. Unu, opt, 27. X la trei. Unu, opt, 27. X la treia minus 1 și 1, 16, 81
la a patra misiune, egal cu 0, să rezolvăm în iar. Să rezolvăm ecuația asta în iar. Da. Ai vreo idee? Acum, după ce am câștigat experiență? Numai dacă adunăm, uite, coloana asta la asta de aici. Da, se face... E o șansă imensă. Aici va fi 2 până 0, 0, 0, 0. Și imediat ai obținut. Da. Visul tău este ca să ai unul diferit de 0 și toate celelalte 0. Da. Deci asta este. Echivalent cu determinantul. Asta e de lucru, nu? Da. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 4, 8, 16. 1, 3, 9, 27. 1, 3, 9, 27. Da. 1, x pătrat, x la 3-a, la 4-a. Și 2, 0, 0, 0, 0, 0. Egal cu 0, echivalent. Ce facem? Coloana. Linia și coloana pivotului. Ai șansa asta, le obțin foarte repede. 2 ori minus 1 la puterea. Linia întâi, coloana 5-a, 1 plus 5. Ori minor. Minus 1, 2, 3, x. 1, 4, 9, x pătrat. 1, 8, 27, x la 3-a. 1, 8, 27, x la 3-a. 1, 16, 18, 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 am putea face un 0 dacă am luat prima linie de lucru și 0, da? Da. Bun. Merge foarte bine, așa cum ai spus. Da, mai am o proprietate, că dacă pe o linie sau o coloană putem scoate, exact, da. Un 2 de aici, un 3 de aici și un x de aici. Și cum prelucrăm? 2 ori 3, 6x, nu? Da? 2, 3, 6x. Da. Deci 6x. Înmulțit cu prima coloană, ne-am umblat la ea, 1, 1, 1, 1. Cealaltă este 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Da? Apoi cealaltă, 1, 3, 9. Cât 27. Cealaltă, 1, x, x pătrat. Și x la a treia. Dacă... A, egal cu 0, nu? E bine. Da. 1, x, x pătrat egal cu 0. Și? Luăm prima linie de lucru. 1 este pivotul. 1 este pivotul. Deci, să luăm pe prima linie de lucru, zici, da. Nu? Și eu mulțumim cu minusul și adunăm la fiecare. La toate liniile de jos. Perfect. O încadrăm așa, linii de lucru, ăsta e pivotul. O copiem linia de lucru, 1, 1, 1, 1. Și o mulțim cu minusul și scăd cu minusul și o adunăm la toate. Da, 0, 0. 0, 1. Da. 1. Minus 1 și cu 3, 2. 2. Și respectiv x minus 1. X minus 1. Apoi. Păi 0, 0. 3, da. 8, da. Și x pătrat minus 1. X pătrat minus 1. Apoi. 0, da. 8 minus 1, 7, da. 26, da. X la 3 minus 1. X la 3 minus 1. Și uităm 6x. Da. 6x egal cu 0. De fapt 6x egal cu, în produs aici. Da. X egal cu 0, aș fi răzut. X egal cu 0, da. Nu? Ar fi fost 6x
pe lângă, nu știu cine, egal cu 0, deci o rădăcină a venit x1 egal cu 0. Așa. Acum, tăiem leași coloana pivotului. Da. Și avem... Trebuia să mai scriu aici 2 ori 6. 12 ar fi fost bine. Da, nu. Nu, că era 2 ori 3? 2 ori de aici, 2, am uitat da. Să-l pun. Și cu 6, care e și 2 ori 3, 6, x, da. Deci 12 x. N-a influențat deloc că da, da. Valoarea, că tot x egal cu 0. Și este 1 la puterea 1 plus 1, minus 1 la 1 plus 1, așa, 1, 1 deci e pozitiv. Rămâne doar atât, determinant, echivalent cu ascultă determinant, din 1, 2, x minus 1, 3, 8 și x minus 1 pe lângă x plus 1. Da. Știi de ce? O să vezi imediat. X plus 1 și 7, 7, 26 și x minus 1 pe lângă x pătrat plus x plus 1. Egal cu 0. Da? Echivalent. Scoatem un x minus 1 pe coloana asta. Da. Deci înseamnă x minus 1 pe lângă determinantul 1, 3, 7, 8, 1, 3, 7, 2, 8, 26, 1, x, 2, hai să scoatem și un 2, 2, 8, 26, scoatem un 2 da. Și vine 1, 4, 1, 4, 13. Da. Am 1, 4, 13 și dincolo un x minus 1 l-a scos, a rămas 1, 1, x plus 1, x pătrat plus x plus 1. X pătrat plus x plus 1. Egal cu 0, echivalent cu al doilea x2, x2 egal cu 1, că produsul. Da. Și îmi rămâne, am pus pe a doua rădăcină și îmi rămâne determinantul să se dezvolt. Unde merită să fac 0? Pe prima linie. Da. Că sunt elemente mici. Da. Și am divizorul tuturor. Așa, dar privesc și mai aleg o coloană de lucru și coloana de lucru va fi ăsta e pivotul da. Și asta va fi coloana de lucru pe care copii 1, 3, 7 apoi în minus 1 și fac 0 minus 1 și 13 minus 7 6 așa, 0 3 nu, x minus 2. Corect. 2 și... x pătrat. X pătrat plus x minus 6. X minus 6. Final cu 0. Și... Tăi lemnea și coloana pivotului. Îți scrim pe pivotul 1. Scrim minus 1 la puterea suma 1 plus 1. Și minorul care rezultă. 1, x minus 2, 6 și x pătrat plus x minus 6. X pătrat plus x minus 6. E, aici va da 1 acolo așa și va da, fi și x pătrat plus... E un determinant de ordine 2, da? 6. X pătrat plus x. Minus 6. Da. Minus 6x plus 12. Plus 12. Egal cu 0. Avem x pătrat minus 7x plus 6 egal cu 0. Minus 7 x plus 6. Deci e minus 7. E minus 5. Minus 5 x. Așa vine? Da, da. Și minus 6 plus 12 plus 6 egal cu 0. 2 și 3. Cel mai rapid să fac 5 și mulțumim să fac x 3. Una a fost 0, 2. X 3 egal cu 2 și x 4 egal cu 3. Astea sunt rădăcinile. Ecuații. Ce a fost aici? Păi cum să facem zerourile acolo? Dezvoltarea tot unui determinant de ordin superior, cum am zis la el de înainte. Obținerea de zerouri pe baza proprietăților determinanților. Deci, practic, am repetat ce a fost da. Înainte. Dar nu e noutate. Când am zis de ordin superior, înseamnă că am zis tot. Da. Acum, ce faci tu? Îți iei căiețelul da. Și scrii sinteza zilei,
Sinteza orei, da? Da, da. Cu punctele care ți le-ai notat. Și să rugăm pe prietenii noștri să nu uite să dea like și share. Da. Ne ajută foarte tare asta, da? Da. Așa. Să transmitem, practic. Cei care s-au făcut și chiar un comentariu să fac. Că sunt acolo comentarii frumoase de către cei care, făcute de cei care își manifestă bucuria că l-au întâlnit pentru o formă. Da, scrie tu chestiile astea, eu mă duc să încep să demontez. Și vorbești, da? Da, tabelul de variație a semnului funcție de gradul 2. Sau coloane, nu? Da. Obținerea de drept, obținerea sau coloană, aplicând proprietățile determinanților. Aplicând proprietățile determinanților. Ne oprim aici. La revedere. Pe curând. Pe mâine seară, mai precis, da?